Dacă te-aș întreba ce înseamnă că avem pace? De ce avem nevoie de pace? Păi, frate, înseamnă că e un sentiment din ăsta lăuntric, de liniște. Nu. Înseamnă că erai dușman cu Dumnezeu. Că prin faptul că ai fost născut în păcat, prin faptul că strămoșii noștri, Adam și Eva, au plonjat această lume în păcat, prin răzvrătirea lor împotriva lui Dumnezeu, noi ne-am născut în dușmănie cu Dumnezeu. Înseamnă că mânia lui Dumnezeu se revărsa asupra ta. Dar Dumnezeu, în dragostea lui cea mare, te-a împăcat cu El, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă, și asta nu-i teologia, asta e Evanghelia. Și dacă nu o cunoști, n-ai cum să ai bucurie. Dragul meu, dacă nu cunoști Evanghelia, nu ai cum să crezi Evanghelia.